Fosta lideră democrată din Myanmar a fost condamnată la 4 ani de închisoare de junta militară care conduce țara. Este primul verdict dintr-o serie care îi poate aduce detenția pe viață. Între timp, oamenii continuă protestele reprimate, deseori mortal. Vă avertizez că urmează imagini cu impact emoțional. Un vehicul militar a intrat într-un grup de oameni care protestau în capitala comercială a Myanmarului, Yangon. Martorii oculari spun că soldații au deschis apoi focul asupra protestatarilor care fugeau, iar pe alții i-au bătut. De la lovitura de stat din februarie, peste 1200 de oameni au fost uciși și mii au fost întemnițați. Lidera țării, laureata Premiului Nobel pentru Pace, a fost arestată, iar din vară ea a început să fie judecată pentru mai multe infracțiuni, unele absurde. Observatorii internaționali denunță un simulacru de justiție cu scopul de a o neutraliza.